Iată un fenomen care se întâmplă de vreo 5-6 ani în fiecare an. Pe la sfârșit de octombrie, început de noiembrie, suntem pur și simplu invadați pentru o zi sau două. Uite așa mișună pe pereții însoriți ai casei. Probabil simt că nu-i rost de chimicale prin zonă. Nu știu de unde vin și încotro se duc. Important e că o parte rămân la noi, pur și simplu. Activitate intensă la fereastră. Iată cum drăguțele de buburuze au intrat în casă, probabil pe ușile lăsate vraiște. În schimb, ia uite, mai am și aici pe cineva care vrea să intre, dar e pe partea cealaltă. Ha, ha, ha. Și sper să rămână exact acolo. Ia uite, ploșnița marmorată. Da, am prins deja câteva prin casă. Ajunge, stați acolo la frig. Pot să vă spun că sunt niște musafiri foarte pașnici. Ne tolerăm reciproc și ne vedem de treabă. Asta până primăvara. Haideți, fetelor, să vă duc la aer curat. Ați iernat voi frumos aici, v-am tot protejat. V-am tot ocrotit să nu vă iau cu mătura. V-am ținut și la cutiuță, da? Dar de acum, gata. Ia. Hai. Mergeți voi afară sau vă scot eu? Tu ce zici? Toată iarna le-am tot ocolit. La un moment dat le-am băgat într-o cutie de carton și le-am acoperit cu un șervet. Dar cât credeți că au stat acolo? Vreo două zile. După aceea iar le-am găsit afară. Ia uite câte sunt numai aici. Pe la toate tocurile ferestrelor, ușilor de la balcon și prin toate colțișoarele e plin de buburuze. Nu-i rău. Le duc acum în solar, că am văzut niște musculițe mici, ceva prinse în capcana lipicioasă. Și acolo e cald, e bine. Și sper să le placă. Ia uite. E mișcare pe aici. Din solar se duc ele unde vor. După ce toată iarna le-am găzduit în casă, a venit timpul să facem o schimbare de decor. Haideți, drăguțele mami! Vă dă mama drumul în solar și de aici vă duceți voi unde vreți. Să faceți treabă bună în grădină. Dar totuși, ce e cu invazia asta în fiecare toamnă? Am făcut cercetări, cum fac de obicei, și am găsit informații. Vă las câteva linkuri în descriere dacă vreți să știți mai multe detalii. Pot să vă spun acum ce e cu buburuza asta invadatoare. Se numește Harmonia axiridis sau buburuza asiatică și este o specie de coleoptere din familia Coccinellidae, ca și buburuza autohtonă numită Coccinella septempunctata, care e roșie și are 7 puncte negre, după cum știm. Indivizii din specia asiatică au talie mare,
de 7-8 mm, culoarea aripioarelor variind de la galben-portocaliu la maroniu, iar numărul punctelor este între 0 și 22. Specia este originară din Asia de Est, dar a fost introdusă în America de Nord, în Canada și mai târziu și în Europa, cu scopul controlării insectelor parazite din culturi, precum afidele. În timp, a devenit o specie comună, bine cunoscută și care se răspândește rapid în toate regiunile. Buburuza asiatică este un prădător eficient al dăunătorilor și a contribuit la reducerea utilizării pesticidelor în livezi și în culturi, consumând o varietate de insecte dăunătoare, cum ar fi, sub formă de adulți, larve și ouă, afide, acarieni și tripși. Totuși, buburuza asiatică poate fi o pacoste pentru proprietarii de locuințe, din cauza obiceiului său de a invada în număr mare casele și clădirile de culoare deschisă, în timp ce caută locuri protejate pentru a ierna. În America, unde sunt mai multe, în timpul invaziei, buburuzele asiatice pot pătrunde în mâncarea și băuturile de la picnic, pot roi ca albinele și pot ateriza pe oameni. Pot chiar mușca, dar majoritatea oamenilor nu resimt simptome grave sau alergii de la această mușcătură care arată mai degrabă ca o mică înțepătură. Totuși, mai bine evităm să intrăm în contact direct ca să nu le alertăm. În niciun caz nu ar trebui să fie utilizate pesticide pentru controlul populațiilor de buburuze asiatice. Dacă nu sunteți atât de toleranți cum suntem noi să le acceptați în casă și să iernați împreună, cea mai bună tehnică de combatere este, în primul rând, prevenirea pătrunderilor în casă, printr-o bună etanșare a ferestrelor, a ușilor și a țevilor de instalații și folosind o plasă de protecție anti-insecte la ferestre și uși. În cazul în care totuși reușesc să pătrundă în locuință, buburuzele pot fi îndepărtate cu ajutorul unei mături, a unei perii de praf sau a unui aspirator dat la putere mică și apoi eliberate în exterior. Manevrați cu delicatețe aparatura, pentru că dacă se simt amenințate, buburuzele pot elibera un lichid galben, puturos, care poate păta pereții și țesăturile și care nu o să vă placă deloc. Toate buburuzele au în mod reflex această secreție, care iese din articulațiile picioarelor atunci când sunt speriate. Deși buburuzele asiatice sunt utile în grădini și culturi mari, hrănindu-se cu afide, acarieni și tripși, așa cum am spus, ele se pot hrăni de asemenea și cu larvele altor buburuze sau cu larve de fluturi, ceea ce, susțin specialiștii, poate duce în timp la dezechilibre ecologice. Eu sincer vă spun, până să apară aceste invazii la sfârșitul toamnei, așa cum v-am arătat la început, nu prea vedeam buburuze prin grădină. Acum au apărut din nou și cele autohtone și sunt binevenite și cele asiatice, că fac treabă bună. Anul ăsta le-am urmărit activitatea pe o tufă de pelin, pe lângă care treceam în fiecare zi cu hrana pentru găini. Pelinul, la fel ca și iasomia și trandafirii și pomii și mai târziu ardeii și roșiile, sunt preferatele puricilor de grădină sau afidelor, cum se mai numesc de fapt, iar buburuzele sunt principalul lor inamic. Cam 50 de afide mănâncă o buburuză într-o zi, iar larvele lor sunt și mai flămânde, ajungând să mănânce într-o viață câteva mii. Deci, putem spune cu certitudine că buburuzele sunt insecte binevenite în grădinile noastre. Iată cum, la început, planta de pelin era plină de afide, iar după ce s-au instalat buburuzele, s-au înmulțit, au făcut ouă, din care au ieșit larve, după nici două săptămâni planta de pelin era curată, nici urme de afide. În schimb, era plină de buburuze în diferite forme de evoluție, de la ouă, larve, pupe și adulți. Dați click acum pe fereastra care apare în dreapta ecranului și veți găsi tot ce am postat până acum despre afide și cu ce merită și cu ce nu merită să stropim pentru a scăpa de afide,
cum atragem buburuzele în grădină și multe alte informații utile. Până data viitoare, vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate! Grădina BioLegumix. Inspirație pentru grădinarii amatori.